Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi vreau să vorbim despre o temă foarte specială, foarte frumoasă, cu ocazia sosirii primăverii în tradiția românească, în primele 9 zile din luna martie, fiecare român își alege baba ca să își dea seama cum o să-i meargă în anul care vine. Și cu ocazia asta vreau să vă ajut ca să înțelegeți mai bine energia fiecarei babe în parte prin niște etalări în care o să analizăm mai în detaliu fiecare babă în parte. Tradiția începe de la baba Dochia și ale sale 9 cojoace, care în primele 9 zile ale lunii martie treptat începe să își dea jos din cojoacele sale, anunțând astfel apropierea primăverii. Astfel s-a născut la români această tradiție de a ne alege baba sau ziua dintre primele 9 zile din luna martie pentru a ne intui oarecum norocul în anul care vine. Dacă nu știți cum să vă alegeți baba, există mai multe metode. Puteți să alegeți foarte simplu un număr de la 1 la 9, care este numărul vostru preferat și ziua respectivă va reprezenta baba voastră. Sau puteți să mergeți pe metoda clasică și să vă alegeți în funcție de ziua de naștere. Dacă ziua voastră de naștere este între 1 și 9 ale lunii, ziua în care v-ați născut este și baba voastră. Dacă ziua voastră este, spre exemplu, în 25 ale lunii, va trebui să faceți suma celor două cifre, 2 plus 5 egal 7, prin urmare, pe 7 martie va fi baba voastră. În funcție de cum va evolua ziua respectivă în care pică baba voastră, fie că v-ați ales-o sau ați calculat-o în funcție de ziua nașterii, așa o să vă meargă și în anul următor. Dacă o să fie soare și frumos, o să aveți un an frumos, plăcut, plin de împliniri și bucurie. Dacă o să fie urât și mohorât, nu o să fie cel mai bun an pentru voi, dar mare atenție, dacă plouă sau ninge, asta e semnal de belșug, de foarte multă abundență. Și pentru a oferi un strat suplimentar de subînțeles acestor interpretări referitoare la cele 9 babe, v-am pregătit o scurtă etalare cu niște cărți oracol, o carte din setul Moonology, oracolul de lună, pentru că luna este corpul planetar care guvernează ciclurile feminine, și încă o carte din acest oracol, Legendary Ladies sau Doamne de legendă din istoria și mitologia mondială. Și acum hai să vedem ce vă rezervă baba voastră pentru această zi. Pentru cei care ați ales baba numărul 8, 8 martie, ziua internațională a femeii, la mulți ani tuturor femeilor, tuturor mamelor și bunicilor din lume. Hai să vedem ce mesaje suplimentare are baba voastră pentru voi. Pentru voi a apărut aici luna plină în rac și Ala, zeița moralității. Foarte interesant. O să aveți anul acesta de deslușit niște topicuri personale referitoare la moralitate, la moralitatea voastră, la etica, la principiile pe care vă bazați viața. Pentru voi anul acesta o să fie un an foarte emoțional, foarte emotiv. O să fiți foarte sensibili și o să fie un an foarte pozitiv, mai ales pentru femei. Și pentru bărbați o să fie un an pozitiv dacă reușiți să vă conectați cu partea aceasta sensibilă, emoțională din ființa voastră. În relație, anul acesta nu este indicat să fiți posesivi și atunci când doriți să obțineți ceva, fie că e la locul de muncă, în familie sau în relația voastră de dragoste, va trebui cumva să o luați așa prin lateral, ca racul, să mergeți prin lateral, nu să vă apropiați frontal față de problema voastră, față de dorința voastră. Va trebui să fiți puțin mai subtili și mai strategici. Pentru o parte dintre voi s-ar putea ca anul acesta să vă schimbați locuința, să vă mutați poate în altă țară, poate în alt oraș sau poate doar într-o altă casă. Și foarte important anul acesta pentru toată lumea, cu Ala, zeița Ibo a moralității, e foarte, foarte important să faceți lucrurile corect, cum e etic, cum e moral, pentru că dacă o să oscilați acolo la limita dintre legal și ilegal, dintre moral și imoral, dintre ce e corect și ce nu e corect,
lucrurile nu o să iasă bine pentru voi și o să aveți foarte mult de suferit cu aici, cu energia aceasta de rac foarte puternică, foarte pregnantă. Și de asemenea, anul acesta o să observați că și voi o să fiți mai sensibili la nedreptățile din lume, la injustiția din jurul vostru. Nu o să puteți să mai stați liniștiți și tăcuți când vedeți oameni care se poartă urât cu alții sau care profită de membrii mai sensibili și mai delicați din societatea noastră. O să fie un an foarte interesant, cu foarte multă creștere și evoluție spirituală. Puteți să obțineți lucruri foarte frumoase în plan personal, în privința familiei voastre, a căminului vostru și în același timp o să deveniți niște oameni mai buni. Un an interesant pentru cei care ați ales baba numărul 8. Dați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. De asemenea, nu uitați să vă uitați la videourile pentru luna martie pe fiecare zodie în parte, în care fac o analiză astrologică generală, horoscopul particular pentru zodia voastră și vă dau niște mesaje suplimentare de la Astrozarul, cărți de tarot și cărțile oracol. Găsiți link-ul aici în colțul din dreapta sus. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și după masă în etalarea zilnică și mâine pentru următoarea babă. Pa, pa!